Așa. Denis, te salut. Vă salut și eu, domnul Cristinel. Bine ați revenit pe la noi. Bine te-am găsit. Tot timpul ești în formă. Da. Ești un băiat elegant. Mulțumesc. Și dumneavoastră îngeți la fel. Mulțumesc. Eu nu sunt chiar așa elegant, dar... Nu, vezi tu cum e. Da. Când călătorești toată ziua, de-abia ai timp să te speli pe dinți. Exact. Bine zic? Da. Aici am un prieten de-al tău în spate. Da, Robert. Robert, te salutăm. Ce faci, băiete? Cum ești? Bine, am înțeles pe dinți la cai. Așa? Denis, cum te înțelegi cu Robert? Da, foarte bine. Robert e mai rușinos, da? E copil bun el, așa? Foarte bun. E copil bun, îmi place, are și el niște Adidas frumos și el e... Ai lui spăi negru, pe negru ăsta îi spalb. Da. Tot timpul ți-a plăcut mai pe deschis, așa ai? Încălțămintea ți-a plăcut să fie mai deschisă la culoare, așa ai? Da. Da. Așa. Băieți, ce v-ați propus voi astăzi să faceți? Păi, astăzi am propus să filmăm ponei, având scos vreo 4 ponei. Da. Și apoi filmăm o ultima achiziție, o iapă cu mânz. Așa. Nu, tăticul tău unde e? Nu e acasă, el nu a putut ajunge. E la chef? Da. La ce chef, mă? O măr sau un chef? O fi măr la lucru, săracul, știi? Da. Ce să facem? Las că nu e rău. Da. Bun așa. Nu, bun atunci, Denis. Aici îl ai pe? Ștefan, un poneiul meu care s-a fătat aici la mine. Da. Poneiul a făcut 4 ani în martie. Da. E fătat la mine, în 7 martie s-a născut. Are 4 ani, acum au făcut 4 ani în 7 martie, e foarte cu minte, montează foarte bine deja, am avut niște monte cu el. Acum în primăvară ai avut? Da. Câte? 3 și mai 3, 6 monte. Ai avut 6 monte? Da. Ești pe cai mari, băiete. Da. Nu e rău. Așa. Am avut 3 aici și la 3 am mers în deplasare. 3 le-a dus aici băieții și le-a lăsat. Așa. Aici, până s-au montat. Bun. Tu o să faci acum o prezentare, după care o să o dea la Robert, să o țină Robert, așa-i? Nu. Îl țin eu și merge Robert după ei. Sau cum doriți? Robert, te duci, s-aduci tu ceva acum? Sau? Nu. Bine, hai. Mă duc eu după ei. Nu, lasă că e bine. Noi între timp vorbim și Robert se duce, bun? Exact. No, să te vedem, Robert, cum te miști. Păina o duci, să-i pui asta. Da. Așa. E bine că ai un băiat bun. Da, foarte. Cu tine, cu care poți să colaborezi, da. Poți să o duci încolo, uite, așa, pe lângă pomii ăștia. Cine a plantat pomii ăștia frumoși? Cine a plantat pomuleții ăștia? Ha? Deci aici, cum ziceai, poneiul Ștefan, da? Poți să-l lași acolo, hop. Ăla-i. Îmi place că aile sunt frumoasă. Da. Prinsă frumos în zăbăluță, cu căpăstru frumos. Da, hop. Cu ciucuri frumos, cu tricolorul României. Da. Așa. Cum e Denis acum? Mergi la școală, nu? Da. La cât ai ieșit? La 12? La cât ai ieșit? Poftim? Pe la ce oră ai ieșit? La 12? Azi, da, la 12. Și? Cum a fost la școală? Da, bine. Ha? Bine. E relaxant? E obositor? Cum e? Mai obositor un pic. De ce? Da, bine, trezim de dimineață, alte ori vinim la 2, la... Ha? Da. Sunteți mulți în grupă? Nu, suntem 2 clase combinate. Acum? Da. Așa, uite, vine Robert. Robert, du-te așa roată iară. Robert, hai și tu. Ăla-i. Robert, rămâi tu acolo, băiete. Acolo, ești bine acolo. Bun. Hai, tinere, așa. Tu, Robert, rămâi acolo, bun? Da. Super. Așa. Denis. Da, aici v-am scos cea de-a doua poneiță. Cea de-a doua poneiță. Da. Ea e poneița Ina. Foarte frumoasă. Da. Maxim 2-3 săptămâni trebuie să fete. Să mă suni când fată, bun? Da, vă sun. Îmi dai mesaj. Da. Că vin repede să o văd. Bun? Da, exact cum. În maxim 2-3 săptămâni trebuie să fete.
E gestantă cu tata lui Ștefan. Da. Ponoița și ecografiată. Tata lui Ștefan acum unde e? La șicul aici, lângă, chiar lângă statul nostru. Da? Aici, da. Și? Și? Mai are omul alt cai pe lângă tata lui Ștefan? Da, mai are pe el și pe ponoița are. Aha. Deci mai are o ponoiță mică, da? Da, da, da. Ponoița e foarte cu minte. Care? Asta. Am crezut că lui ăla, omul ce are. Da, așa lui omul, e foarte cu minte. Uh-huh. Nu, mă înțeleg foarte bine cu ea, acum trebuie să fete. Da. Așteptăm mânzuța sau mânzuța. Ce, ce va fi? Poneița a fost recent despotcovită. Pregătită pentru fătare, da? Da, 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 pregătită. Alimentația ai schimbat-o și, și da, 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 am pregătit-o pentru fătare. Ce alimentație dai acum? Plimbare în fiecare zi și numai fân. Numai fân, așa-i? Numai fân. De cât timp? Dar nu foarte mult. De cât timp ai schimbat alimentația? Înainte cu o lună. Deci înainte cu o lună, așa-i? Da. Deci mai are 2 săptămâni, zici că? 2-3 săptămâni. Am înțeles. Deci în jur cu, de, cu 2 luni ai pregătit-o, da? Da, 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 exact. Nu, lasă că e foarte bine. Am despotcovit-o și acum așteptăm să fie. Super. Mânzi foarte și găuși să bea de... Ai simțit când bea apă rece? Da, simțit? Da, 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 e foarte... Să mișcă? Și când nu bea apă face. Cum? Și când nu bea apă, e foarte jucăuși mânzi. Mhm. Așa? Da. No, puteți să mergeți un pic așa unul pe lângă altul, să vedem. Elege la altă? Da, da, da. Așa. Sărut mâna. Ăla-i. Bun, Denis. Da. Ce, cum facem noi acum? Da. Cum o să facem ca să putem prezenta și ceilalți și să ținem și pe ăștia aici? O să ține, o să țină. Meu pe ăsta. O să țină Robert pe amândoi. Da. Și eu mă duc și cu copuia pe rând, că pe amândoi nu-i pot scoate odată. Că e unei sunt un pic răciți. Aha. Sunt răciți un pic, dar oricum nu sunt medicamentație. Pune-i ții îngrași cu iapa? Cu da. Mânt? Da, ia. Da, bine, dar au despărțitoare făcută, boxe. Am înțeles, da. Scoatem pune-i. Dar nu beau din aceeași găleată, nu? Cu... Nu, nu, fiecare are găleata lui. No, să fii foarte atent, bun? Da, 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 da. Și când o să scoți acum iapa cealaltă, iapa mare cu mânzul, trebuie să te sprâmpi pe mâini. Da, 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 da. Bine, da, da. Ca să... Am înțeles, să fim atenți să nu... Pune-i foarte cu mâini, ambii. Măr foarte bine la trăsura, avem acolo trăsura. Aha, ai trăsura lor? Da, 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 da. Faină trăsură, băiete. Da, faină acum. Îi un pic am grea după ei, dar acum îi căruța în... trebuie să o fac omul, trebuie să o termine. Le, pentru ei? Da, 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 pentru ei. Și o faci, o faci ușoară, frumoasă, așa-i? Da, 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 pentru ei. Bun, fii atent atunci cum facem. Merg să-i duc pe ceilalți. Du-i pe amândoi. Îi duc acolo în graș pe ei? Da, du-i pe amândoi și atunci vă puteți desfășura, bine? Bun, foarte. Nu, hai să vedem. Așa. Aici vă prezentăm un mânz de 10 luni. Foarte frumos. Da. Mânzul are pe fratele lui în graj. Oh.
Și celălalt e tot... Da, e frate cu el de tatăl. Deci nu e... E armăsărul și celălalt, da? Da, 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 amândoi armăsări. Foarte frumos. Da, da, da. Mânz e foarte cu minte. Da. Un mânz care nu-i dă vânzare. El nu-i dă dat. Nu te descurci să-l aduci și pe la altul tinere? Mă duc eu după el, că e mai prostuț acum și mânzi și el. Mânzul e mai prostuț? E mai frumos. Am înțeles. Băiete! Așa e, băiete. Hop! Hop, hop, hop! N-o zi, băiete! Cum e? Ești cu Denis în clasă? Nu, el este pe a 5-a și eu sunt pe a 4-a. Și? Cum te descurci la școală? Foarte bine. În aceeași școală faceți? Da. Ha? Da. El este într-o școală mai mare și eu într-o școală mai mică. Am înțeles. Dar ne învață aceleași chestii la școală, așa-i? Da. Ha? Da. Ne învață să fim buni? Da. Hmm? Vă învață să iubiți ponei la școală? Mai mult despre ponei nu ne spune. Ha. Nu vă zice de ponei nimic? Nu. E ca sau de ponei nu. De acum acolo voi să le ziceți la profesor de ponei buni? Sau la doamnele profesoare? Aici vă prezentăm un puneu de 2 ani. Pune-l lângă celălalt, te rog. Denis. Da? Poți să continui cu celălalt? Eu un pic parcă poate am intrat prea tare peste tine. Poți să ne mai zici de celălalt prima dată? Da, el e un poneu de 10 luni, cum a spus. Așa. E foarte cu minte. Da. Nu-i dă vânzare poneu. Cum îl cheamă? Prințul. Așa. Și cât ai zis care e? 10 luni, da? 10 luni. Și ăsta la altul? El e un poneu de 2 ani. Da. Încă nu are rând. Vă rog să ne gândim. Să ne gândim noi la un nume? Da, da, da. Ha? Da, da, da. Ia, hai să vă gândiți voi doi. Ia, gândiți-vă la două, trei variante, voi, și după aia de acolo alegem noi. Zi, băiete, tu, un nume de... Zeus, Voicu și... Stai că zic eu ultimul. Ziceți. Rocky. Rocky. No, care îl alegeți din astea? Rocky, cum a zis dumneavoastră. Rămâne Rocky? Da. No, bine. Poneiul ăsta e de vânzare. Da. Fac și schimbări cu unii băieți, tot cu ponei. Poneiță sau armăsar, nu contează. El cât timp are? 2 ani. Dar el e fratele mai mare al... Da, al... da, da, frate mai mare. Foarte cuminte. Cum se înțeleg ei doi? Da, foarte bine. Încă el nu știe de iarbe, dar el știe că a montat. Am înțeles. El a montat. Ia să vă văd cum alergați voi cu ponei. El o vom și monta pe Ina, ponența la nouă. Ca să mai schimbi un pic sângele, știi? Da, 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 stai, stai, stai. Puteți să-i duceți la atașanii, unul. Hai să vă vedem. Așa e, băiete. Tati, când vine acasă? Păi, într-o oră, maxim. Vine așa? Da, da, da. Nu, no, las că poate ne întâlnim de-o. Probabil, da. Poți să vă facă demonstrație cu poneiul ăsta? Ce demonstrație? Să vă salute un pic. Nu, să vedem. L-ai învățat tu să salute? Da, da, da. Stai. Hai sus! Bun! Îți mulțumim mult! Hai să lupi la bravo! Bravo! Hop, hop, hop! Foarte, foarte frumos! Un pic mai slab și el, că sunt un pic, le dăm drumul ziua afară, că în acum mai vin vremurile bune. Păstă cam vreo lună de zile o să le dăm drumul cu totul afară, în țarc electric. Foarte fain! Puneiul nici nu mai primește suplimente, nimic, în afară de fund. De ce? De ce? Pentru că îți mulți mai bine așa.
E mult mai bine așa? Da. Oh. Deci, toată iarna mâncare naturală, cum să zice, așa-i? Da. Oh. Ăla-i. Vezi că acum ne tot salută până de seară. Da, 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 ce face? Ăsta e ca Ghiuria lui domnul Stelică. Îl salutăm da. Pe el, pe Octavian și pe Ștefănuț. Așa-i. Au o puneiță foarte frumoasă. Îi salutăm pe toți. Da. Bun, Denis. Băgăm puneiță. Da, ce te-ai gândit să facem? Să aducem apă cu mânză. Bun. Nu, no, hai că-s curios să vedem ce apă cu mânză. Hai. Acolo te poți opri, acolo, acolo, bun. Denis. Da. Așa, aici cu prietenul tău, cu Robert, a scos iapa. Da. Și a scos iapa ce ați cumpărat-o, ce o aveți voi acasă. Da, da, da. Cu mânzul ei cu tot, da? Cu mânzul, prinde. Denis. Da. Iar fi un sânge rece unguresc? Da, iapa e sânge rece unguresc, ștanțată. Bă, băiețe, dai, pus mâna pe iapa șmecheră, mă. Iapa a pedigrii de Ungaria. E, da, cum de ai pus tu mâna pe iapa asta așa frumoasă? Ia zi. Am achiziționat iapa. Am vândut iapa aia la altă. Așa, a? Și mânză, am achiziționat iapa. Ce zice fericiți copiii aia? Da, da, da. Tu ai lucrat un pic la fericirea lor, așa? Da, da, da. De ce? Iapa se trage de la domnul Cucu. Da? De la Oradea, da? De la Bihor. Da, de la Cărăsău. Așa. Dar iapa o adus-o în țară domnul Mircea Ardelean. Da. Îi salutăm pe ambii. Domnul Mircea de la Rontău, da? Da, da, da. Oh, bun. Iapa face 8-9 ani în august. Da, dar îi dai și 3 ani. Da, da, atâta da. De frumoasă, că îi dai 3 ani. E și... o iapă care nu-i de vânzare. Iapa e din nou gestantă. Da, cu ce? Armăsarul care l-a filmat acum la domnul Cârnu cu... care l-are tată Padinel. Da. Cu negru mai mic sau mai mare? Da, ăla mai mic, cu negru mai mic. Cu ăla mai mic, da, bun. E gestantă, ecografată. Și aici? Aici? Aici avem un mânz. Da. Din ce armăsar? Care face 2 luni. Din ce armăsar? Din armăsarul sura lui domnul Pupu. Ho. Ce-mi vrea pe mine? Dă-l aici. Mie, mă, cum l-a putut trage? Ăla-i. Dă-i apă ușor în spate. Țuric în spate. No, stai așa pe loc, stai așa pe loc. Aduce-l apa lângă tine. Bă, da. Tu nici nu trebuie să-ți cumperi pitbull, că tu deja ai pitbull. Da, da, da. Hă? Da, da, da. No. Wow. Frumos, ăsta după ce crește mare, ai pus șaua pe el. Să nu te calci numai pe Adidas ăștia tăi foarte frumoși. No, no, de la Reebok, că îi bai no, după aia. No, no. Fii atent. Eu cred că el va fi sur. Nu știu, tu ce zici tu așa, ha? Da, nu știu acum. Hai să ne gândim noi doi. Întoarce-l un pic să mai vedem. Ha? Nu contează, sănătos să fie. Hop, da. Lasă-l. Dă-l un pic în față. Hai, hop, hop. Bun. Nu știm ce va fi încă. Eu cred că sur va fi. Sur. Sur, negru. Ha? Sur. Domnul doctor, la tur doar că va fi negru. Așa au zis domnul doctor? Da. Atunci, bă, nu ne contrazice cu domnul doctor. Că doar, nu. Nu trebuie să-i dai drumul, trebuie să mai aduci o oață, îl puteai trage și pe el un pic. De fapt, las că e ok. Da. Hai, du-o pe ea încolo să vedem cum se mișcă mânzul. Asta așa, ho, ho, ho. Ia, ia. Hai. Dâng, 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 dâng. Fii atent. Cum e închei apă? Mhm. Ia uite-te, acum ne intră mânzul în schemă. Rămâi acolo. Hop, hop. Auzi, de ce se bucură, Denis, de ce se bucură copiii aia atât tare? Că bagă mânzuțul afară. Ce ori zis de el? Da. Le place de el? Le place, bă, îți vine. Tu vezi ce tare se bucură? Dacă tu alergai așa, nu se bucurau așa tare copiii? Nu, sunt. Ia, ia, uite. Cine a venit? A venit tati? Da, da, da.
Ha? Da. Zi să oprească camionetă acolo. Hop, păi semn. Așa. Așa. Aici salutăm pe șeful mare. Asta e vorba de la Bihor. Aici salutăm pe șeful mare. Și noi vă salutăm, domnul Cristi. Domnul Ghiuri, șeful mare așa să zice la Bihor. Da. Bine ați venit până la noi, domnul. Vă salut cu respect, domnul Ghiuri. Uite aici cu, cu frumosul tău băiețel, da, și cu prietenul lui. Fii atent ce frumoasă prezentare, nu știu, face băieții ăștia. Da. Noi, oamenii mari, nu știm să prezentăm așa cum o prezentat ei. Fii atent, uite-te, cu minte tare, mă. Zic, nu. Trebuie să ai curaj mare să te bagi așa în spate. Zic sau mă abțin? Poți să zici. Nu mai zic. Lasă că după ce o prind camera, nu uiți, te rog, că vrei să zici. Știi ei, amândoi. Fii atent, crăpătură la mânzul tău. El are nume, nu? Da, el e Tarzan. Îl are tată pe armăsarul sur care l-a filmat la domnul Bebe Dorin de la Timiș, de la Izvin. Da. Îl salutăm. Pe surul lui ăla care l-am făcut în prezentare? Da, 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 ăla, ăla. Am înțeles. Un sur foarte frumos. Da. Și... Bebe, zici că noi zicem că va fi sur, așa eu cu tine. Da. Sur, da. Sur. Ce o să ia, sănătos să fie. Aia. Da. Băiete, ce problemă ai tu? Tu ai intrat ceva în ochi sau ce? Nu. Ha? Nu. O, zână. Am crezut că ți-a intrat o musculiță din traia, nu? Super! Așa, băieți! Stai și tu lângă prietenul tău. Eu cred că din trei mișcări ai fi sus în picioare pe apa ta, așa-i? Așa-i. Ha? Să facem o partidă de călărie. Ai, da, păi nu ți de... Nu, ți de training-ul tău. Lasă training-ul. Hai, tati, sui. Lasă că fac training. Nu lasă de acum, dacă sunt aici. Nu, așa. Pune piciorul aici. Da, aici. Poți? Ăla-i. Așa, așa se călărea odinioară, așa-i? În picioarele goale, sus pe cai. Exact. Vrei și tu sus, băiete? Băi, auzi, dacă eu aș sta, de exemplu, cu... Să am două porții de cartofi prăjiți lângă mine și te-aș invita să savurezi una, ai zice nu? Nu, cum să zic nu, zic. Ha, eu dacă tu mănânci două porții de cartofi prăjiți și îmi zici hai și tu la una, păi... Mie nu mănâncă la nimica. Eu odată aș fi lângă tine. Deci viteza luminii. Înțeleg? Îl sui și pe prietenul tău un pic, da, bun? Să-l vedem și pe asta. Nu, cred că vrea că nu. Bă, vrea, mă. Nu, să teme. Să teme de căilalți. N-are nimica, că acum își trece teama. Să teme, domnul. Da. Vrei să te sui pe mânz? Nu. Hă? Îți place de mânz, bă, Cristi? Cum? Îți place de foarte mult. Da, de apă. Foarte frumoasă. Nu, asta da, asta da treaba. Te vezi, băieți, ăștia? Are în gură. Toți iepuri care m-au în gură și mi-au învățat. Hop, bun, poți să oprești și pe loc, te rog. Mere, care nu. Na, tinere, pune-te și tu lângă. Așa. Pune-te aici lângă prietenul tău. Bun, Denis. Eu îți mulțumesc tare frumos pentru prezentarea poneilor și a... Și eu vă mulțumesc frumos. Că ați venit. Tu ai pus-o pe poziția asta. Eu sau e? Da. Nu puteam, eu no, bebe. Dacă nu se putea. Domnul Bebe. Da. Îs curios dacă e pe letale să pune așa pe poziție. Nu. Nu. Așa. Băieți, vreau să vă mulțumesc foarte frumos. Și eu vă mulțumesc că ați venit și n-ați uitat de noi. Dar cum să uit de voi? Niciodată nu uit. Ăsta mi-a fost scopul când urcam sus la... Urcam în coace direct de la domn Cârnul direct la tine, că știu că ești, sunteți aproape de el. Da. Bun. Iapa v-am spus, e ecografiată cu armăsarul domnului Cârnu. Cu deci ai montat-o cu armăsarul domnului Cârnu și ai ecografiat-o ca să, da, să fii sigur, da? Da. Foarte bine. Când trebuie să fetea? Păi anul viitor.
Deci e montată, e montată când? Prin februarie. Acum? Da. Am înțeles. Februarie. 22. Nu, foarte bine. 22 februarie. Auziți că domnul Bebe știe că mânza lui e în aceea zi cu iapa mea. Bun. No. Îți mulțumim tare frumos, Bebe. Și îți mulțumesc și ție, tinere. Ne vedem și ne auzim. Multă sănătate. Doamne ajută, domnule. Dă-i apă la tatu, dă-i apă la tatu și ești biciu și hai. Lasă că e bine așa că o duc ei. Hai. Puteți să o duceți, o mai învârtiți o dată și o duceți. Haideți să o duc eu. Eu dau lui tati să o ducă el. De uite aici, îl salutăm pe tati. Și eu salut. Bine, domnul Cristi, multă sănătate vă doresc. La fel vă dorim. Salutăm pe Delia și o pupăm și o iubim și așa mai departe. Stai așa, Denis, Denis. Da. Hai aici un pic, Bebe. Hai. Cine e Delia, mă? Mami. Am înțeles. Un prieten. Cine e prietenul tău cel mai bun? Da, foarte bun. Asta am vrut să te întreb, cine e prietenul tău? Bebe. Da? El e. Auzi, domnul Bebe, vreau ca să-l... Îl instruiesc așa cum știu eu mai așa, bine. Așa și să aibă și el tehnică la Scandenberg să-l... Îl bag la pădure. Te bagi la pădure? Mă bag cu el, da. Eu nu te văd pe tine mai tine la pădure. Știu. Mai ales în ținut așa, asta așa elegantă. Am fost odată și am regretat. De ce, mă? O trebuie să ridici ceva? Nu, da. Am stat de dimineața până seara și... Deci ai fost coordonator totuși? Da. Nici măcar coordonator nu ai chef să te duci. Nu. Ți-a intrat frigul în oase? Foarte mult. Și când ai ajuns acasă, ce ai făcut? Ce am făcut? M-am pus lângă calorifer. A? Da. Nu lasă, că e bine așa. Bun. Ai vreun plan acum? Păi acum, domnul Bebe vrea să prezentăm. Sărim de la tine direct la domnul Bebe? Da. Acum domnul Bebe vrea să-și prezinte iepele lui. Așa? Și îl ajut, nu? Da. Nu, bun, vreau să văd cum știi tu să-l ajut. Da. Că el te-a ajutat foarte fain de aici, de pe margine. El a făcut galerie. Da, așa da, tare da. O striga de durul pe mine urechea stângă. Hai, te cheamă tatăl tu. No, păi, băi, îți lași prietenul cel mai bun, ți-l lași? Copii foarte deștepți și foarte cu minte.